echilibrul polarităților. Asigură-te să nu fii deranjat și gândește-te câteva secunde la problema pe care dorești să o prelucrezi acum sau la o dorință. Pe timpul acestei ore de relaxare, lungit, comod, cu ochii închiși, vei începe prin a te concentra asupra ritmului respirației, atent la senzația crescândă de greutate plăcută, ce se instalează treptat în părțile corporale care se relaxează acum mai repede sau mai încet. În timp ce vocea mea și muzica te vor însoți protector pe drumul regăsirii de sine în centrul ființei tale emoționale, acolo unde experiențele corporale și spirituale se contopesc, anulând tirania despărțirilor cognitive făcute din nevoi de înțelegere a lumilor interne și externe. Pe timpul acestei alunecări ușoare, în zonele mai profunde ale eului tău, vei reface și redescoperi calea spre armonia originară a începutului, echilibrând polarități și conflicte, reducând tensiunile la ceea ce au fost inițial. Te vei afla neîncetat în compania acestor sunete ce se contopesc acum tot mai mult, cu ritmul tău de a respira adânc și regulat, egal din ce în ce mai egal, permițând conștientului tău să se retragă gradual într-un plan secund, astfel ca inconștientul să facă unele schimbări de ritm respirator, de încordări și tensiuni, de stări și atingeri, fără eforturi cognitive de diferențiere și priorități, reinstalând pas cu pas echilibrul natural al stărilor tale emoționale, egalizând contrarii și dizarmonii pe care, în acest moment al relaxării crescânde, le poate prelucra dincolo de reperele lor conflictuale, dincolo de aparențe sau importanța dată cândva unor gânduri și trăiri, astfel ca tu acum să integrezi părți ale eului căutător de sens, ca sufletul tău să obțină împăcarea cu sine și echilibrul stărilor originare, ce-ți vor garanta menținerea cursului vieții și a fluviului schimbărilor tale interne. Vei putea astfel să treci fără dureri peste urmele și umbrele lăsate de probleme sau suferințe, înțelegând esența și unicitatea trăirilor așa cum au fost de la început, identificându-te cu trecutul lor
permițându-le să rămână și să mențină legăturile cu euul tău adevărat, aflat în adâncul spiritului și visului unui copil ce-și găsea spontan echilibrul, mergând pe bordura trotuarului copilăriei sale, trăind plăcerea balansului, întinzând brațele, pășind încrezător să cunoască lumea, să întâmpine experiențele vieții cu sinceritate și deschidere, lăsând instinctiv corpului șansa oscilațiilor, care din timp în timp devin undele unor stări interne ce-și doresc armonia și liniștea, ce se extinde acum tot mai mult, corporal și spiritual, în timp ce muzica și vorbele mele curg de la sine, cu fiecare respirație te apropii de momentul echilibrului, al descărcării de poveri și tensiuni. Tot așa cum valul furios se sparge la țărmul care îl face să devină o apă lină, la fel și conștientul tău permite tot mai mult apropierea de momentul în care deosebirile pălesc din dorința trecerii în opusul lor. Inconștientul tău știe de contrariile care se atrag, de caruselul mișcării vieții dintr-un moment în altul, natural și firesc, făcând loc manifestării celuilalt. Din când în când, polaritățile simt nevoia înfrățirii și contopirii, a revenirii la origine și revitalizării, a trecerii dintr-o formă în alta, perpetuând mișcarea eternă. Pe timpul relaxării, greutatea corpului va crește, iar percepția ta, tot mai selectivă, se va orienta spre straturile adânci ale spiritului, acum din ce în ce mai liniștit, și va reuni în centrul euului tău emoțional despărțirile trăite cândva, pe care tu acum, lungit pe pajiștea copilăriei luminoasă și primitoare, le poți prelucra și integra, renunțând la conflicte și încordări, la umbrele trecătoare ale unor apariții efemere, schimbând prejudecăți și convingeri devenite inutile, uitând mesaje goale de sens, trecând peste decepții, amăgiri sau jigniri neștiutoare, activând resursele purtătoare de energii care îți aparțin acum mai mult ca niciodată. Recunoști tot mai bine drumul pe care te afli, din dorința refacerii și a regăsirii echilibrului, a renunțării la diferențiere obositoare.
miracolul armonizării este de a ști cum și când vine frica schimbării sau teama împlinirii unei dorințe, de a simți minunea relaxării, a trecerii formei în conținut și a conținutului în formă, astfel ca știința ta de viață să fie completă și desăvârșită. Este timpul să înțelegi că în orice iubire mocnește sămânța urii și din ură se poate naște iubirea. Tot așa cum în adorație se află începutul plictiselii, iar în plictiseală sâmburile curiozității, în satisfacția deplină sălășuie dorința de mai mult, în mijlocul siguranței absolute se ascunde teama surprizei neplăcute. Orice blândețe conține și furia, iar mânia oarbă, chiar mărinimia. O inimă de piatră maschează pasiunea dorului nestins de ape trecătoare. În euforia puterii și stăpânirii se pitește nostalgia supunerii și în ambiția de a domina plăcerea subjugării, până și prostia conviețuiește cu inteligența, iar înțelepciunea stă în simplitate. Adevărul, eroarea îl confirmă. În orice lașitate dospește dorința răzbunării. Chiar și în curajul fără margini se simte slăbiciunea. Eroului îi este frică de ratare, iar timidului de a avea succes. Nesiguranța îi îndeamnă la depășirea îndoielii. În orice aroganță se dospește teama empatiei, iar în milă frica decăderii personale. Ascensiunea este mai ușoară decât menținerea pe culmi, impuse de orgoliul căutărilor fără sfârșit. Oprind alunecarea în abisul deznădejdii, vei găsi puterea renunțării, căci renunțarea este adevărata putere și nu posesia de avere. Forța este ca atare mult mai reală în nemanifestare, iar proba caracterului tare este rezistența la frustrare și reacția de apărare. Ca ultimul venit pe lume vei respecta pe cei ce ți-au dat nume. Vei înțelege și accepta trecutul și că în orice început se află și sfârșitul. Cum în sfârșit începutul se pitește, vei face totul cât mai omenește. Nu vei înceta să începi și nu vei începe să te oprești, convins de proiectele vieții tale și de dinamica trecerilor de la o formă la alta, permițând eliberarea stărilor de condiționări și contrarii gândite ca fațade fără dos. Nici moneda nu ar avea valoare fără susținerea de pe reversa pajurei. Nici individul fără colectiv, iar grupul fără om, doar un nonsens. Nici vremea bună fără vremea rea, la fel cum timpurile triste vin și pleacă făcând loc celor mai bune, neplăcutul trece în plăcut și frumosul în urât.
nedreptatea în dreptate și inocența în păcate. Potrivitul trece în nepotrivit și durerea în plăcere. Nereușita de moment ca stare e o reușită într-o așteptare. Important este echilibratul energiilor ce trec de la un pol la altul. Cauza este declanșată de efect și efectul mult mai indirect. Flexibilitatea lumii cauzale schimbă ordinea lumii internale, devenită acum mai armonioasă, mai profundă și mai egală cu sine. Vei fi tot mai mult capabil să descoperi binele în rău și bestia în frumusețea care te orbește, lăsând-o liber să se manifeste, trecând-o din invizibil în vizibil, căci prin răbdare orice devine penibil. Vei afla cum în drama despărțirii stă deghizată sămânța împăcării. În orice gelozie rătăcește eliberarea posesiei nătângi. Toate par în balansoarul vieții alternative crezute necesare din nevoi de identificare cu valori adesea trecătoare. Te regăsești tot mai mult în centrul timpului ființei tale spirituale, solicitată acum să accepte echilibrul firesc și să obțină din aceste cuvinte un sens al tău, făcându-te atent la momentele în care forțele și resursele îți vor sta la dispoziție sau se vor retrage pentru un timp în profunzimea eului tău, acum mai liniștit și mai sigur de sine. Aceste sugestii vor avea efecte benefice asupra felului tău de a gândi, de a munci sau învăța, de a-ți rezolva problemele și schimba modul de a trăi, de a simți și comporta. Vei fi mult mai conștient de disponibilitățile tale, de capacitățile și experiențele păstrate la loc sigur în inconștientul credincios care face totul în favoarea ta. Te vei încrede tot mai mult în spiritul tău sensibil la schimbare. Vei poseda răbdarea de a face ca lucrurile să meargă de la sine, ușor și fără cramponarea atitudinilor nevrotice, lăsându-ți spiritul liber și manifestarea curajoasă a eului tău, acum mai generos, mai tolerant și suveran. Vei găsi soluții fără zbucium în favoarea conservării sănătății și realizării dorințelor moderate. Echilibrat și conștient, vei fi capabil de armonizarea intențiilor diverse ale celor din jur
de recunoașterea la timp, a nevoii de echilibru și relaxare. Te vei simți peste tot la tine acasă, tot așa cum ești acum, convins de inutilitatea ierarhiilor și a utopiilor colite de simțire. Speranțele de echilibru se vor realiza de fiecare dată prin aportul sentimentului de autoeficiență, de apartenență și empatie, renunțând la maniile creșterii și măririi cu orice preț. Vei lua tot mai ușor decizii, bucurându-te de spontaneitatea unor idei. Vei avea o încredere mai mare în aparentele tale slăbiciuni, nimic altceva decât stări ale părților ființei tale care își doresc manifestarea. Vei reuși tot mai mult să te impui cu competență, să te afirmi și să te aperi, să stai pe picioarele tale, indiferent de problemele care apar. Vei avea un sentiment de reușită, de protecție și siguranță, de autoapreciere pozitivă, pentru că ai înțeles să lași manifestarea lucrurilor în ordinea lor firească, indiferent de cum par ele să fie. Vei fi mai inspirat, mai creativ, vei avea curajul trăirii unor fantezii nostalgice care să-ți deblocheze spiritul de legăturile care obturează imaginea proiecțiilor interioare. Vei ajunge la scopul propus cu siguranță, pentru că ai înțeles să aplici în favoarea ta legea profețiilor care se împlinesc de la sine în absența confruntării cu sugestiile nefavorabile primite cândva. Vei folosi șansa eliberării de mesaje neconstructive, mai vechi sau mai noi. Vei renunța la prejudecățile unui trecut blocat în dileme. Vei reuși perceperea prezentului ca viitorul dorit acum o oră. Vei ști instinctiv să alegi direcția la răscruce de drum, fără a te considera ajuns în locul de unde abia începe traseul de urmat cu consecvență. Te vei orienta tot mai bine în labirintul relațional, ce se duce pe cel ce uită să vadă semnele emoțiilor stabile și ale încrederii în calea de urmat. Vei fi mândru de realizarea echilibrului între dorință și ființă. Vei simți bucuria împlinirii și redescoperirii modestiei, eliberându-te de orgolii, de mândrii false și de a fi pe culmi impuse din afara eului tău, acum mai echilibrat și mai hotărât. Vei renunța la concurența absurdă și de a fi neapărat la modă, pentru că ai învățat să te grăbești încet, savurând momentele de gol înaintea unui nou început. Te vei bucura tot mai mult de competența ta socială
și calmul de a nu răspunde la provocări. Vei înceta să-ți condiționezi fericirea de succese și recompense de orice fel. Vei savura nimicurile cotidiene, te vei bucura făcând lucruri aparent inutile. Vei fi mândru de depășirea obstacolelor și de corpul tău care a rezistat durerilor creșterii și te-a servit credincios, suportând fără revolte dorința ta de joc și performanță. Mânat de pofta lui de viață, ai trăit bucurii de neuitat. Îi mulțumești și îl lași acum să-și refacă posesiile, puse mereu la dispoziția proiectelor tale ambițioase, dar depărtate de natura sa instinctuală, aflată acum tot mai mult în centrul considerării și recunoașterii depline. Adevărata minune este de a ști că nu există viață fără corp și nici gândire fără creier, nici conștiință fără empatie, nici plăcere nesfârșită sau durere infinită. Nu orice durere este într-adevăr durere și nu orice greutate este și grea. Relaxarea vine de la sine, fără constrângeri volitive, permițând sistemului neurovegetativ să-și manifeste autonomia proceselor de autovindecare, armonizând acțiunile nervilor simpatici și parasimpatici. Vei respecta tot mai mult instinctul supraviețuirii, fortificând cu fiecare meditare sistemele imunitare. Te vei afla mult mai des în posesia forței, cerute de viziunea scopurilor constructive. Vei ști să-ți stimulezi la timp puterea inconștientului, întărindu-ți rezistența și sănătatea prin depășirea fricii de îmbolnăvire. Vei sesiza prompt dizarmonii întreținute de conflicte inutile sau supraaprecieri nocive. Vei fi capabil să traduci vocea durerilor și simptomelor tale ca semn al timpului unei schimbări afirmative, de voință întrupată ca nevoia unei noi recalibrări, a unui nou moment de relaxare care să anuleze tirania constrângerilor. Vei fi mai atent la blocările momentelor de indecizie creatoare de vid și autojustificări nevrotice. Indecizia este absența unei viziuni și de a fi condus de ambivalență, o lipsă a transferului emoțional, o stare creatoare de cercuri vicioase ce întreține strategiile ratării și pregătește prăbușirile nervoase sub masca loialității și evitării unor pierderi.
vei înțelege că indecizia este o decizie de stagnare și inerție, de violare a dreptului la ființare, de sabotaj irațional creator de psihosomatoze. Ea menține frica succesului, sentimentul ineficienței și teama de a greși, toate obsesii circulare ale perfecționismului anost. Nu vei mai fi contaminat de concurență. Nu-ți vei mai amâna trăirea emoțiilor pentru mai târziu. Te vei distanța de gândurile neagresive, stopând autovictimizarea. Vei reveni la simplitatea creatoare a resurselor naturale, la sinceritatea eliberatoare și anulării diferențelor dintre limbaje complementare, dar niciodată despărțite. Vei reuși să-ți traduci simptomele corporale ca semne ale nevoii de relaxare și restabilire a echilibrului pierdut din neatenție, a revenirii ființei tale în granițele părăsite, în goana după amăgiri sau identificări fără fundament. Vei accepta și integra cognitiv imaginea internă cu cea externă, lăsând natura cum a fost inițial, adaptând spiritul la corpul care îl susține, fără a ceda influențelor contrare evidenței identității tale corporale. Vei depăși gândirea în polarități chinuitoare, menținută dincolo de efecte emoționale benefice. Vei abandona defetismul, vei înceta să crezi în fatalismul destinului implacabil, simțindu-te nedreptățit de alții sau de soartă. Vei avea curajul răspunderii faptelor și experiențelor tale. Vei folosi șansa fiecarei zile, fără a-ți exagera greutățile pe care acum vei ști să le întâmpini cu relaxarea și forța necesară. Nu te vei mai opri din mers, întrucât echilibru nu apare dacă stai și nici dacă îți forțezi natura dincolo de limitele percepute. Sentimentul valorii de sine te va însoți ca în cele mai bune timpuri și nu te va mai părăsi. Poți fi din nou tu însuți, uitând problemele mai vechi. Îți vei reaminti din când în când să uiți, să-ți amintești lucruri care își merită uitarea, fiind tot mai mult persoana care ți-ai dorit să fii. Cu fiecare repetare a acestei meditații, te vei simți mai optimist, mai încrezător în tine, mai mulțumit de viața ta,
vei fi mai receptiv la gândurile care vin după fiecare relaxare, binefăcătoare și energizantă. Vei fi tot mai independent de obiecte și relații trecătoare. Vei fi mai conștient și mai entuziasmat, mai bucuros de te afla în contact direct cu eu-ul tău adevărat și sentimentele lui profunde. Aceste sugestii te vor însoți în situațiile dificile, fără a te opune schimbării cercurilor emoționale care își doresc închiderea devenind armonii. Vei dezvolta bucuria identificării propriilor cercuri autosugestive, oprindu-le la timp pe cele destructive. Convins de puterea ta creativă, vei face ca dinamica trăirilor tale să mențină și să completeze circularitatea fluxului vieții. Vei reuși să închizi definitiv situații nerezolvate devenite nevroze, încetând să aștepți ca lumea să fie altfel decât este și condiții corespunzătoare sau aprobările unor persoane. Ai înțeles acum că nimic nu este magic în afara propriei ființări. Ai ajuns să nu mai crezi în puteri supranaturale pentru că ai învățat să descoperi și să permiți manifestarea propriei valori, oprind manipularea externă, vei deveni scriitorul rolului pe care îl joci în romanul vieții tale. Vei schimba obișnuințe devenite un obstacol al reechilibrării. Vei reveni la starea ta obișnuită, vei decide de fiecare dată. Persoana care vrei să fii, schimbând paradigme și structuri ce blochează dinamica vieții tale. Conștientul tău a învățat acum să se deplaseze și în afara granițelor impuse de gândirea în polarități și dincolo de modul obișnuit de a trăi și reflecta, fiind capabil să înțeleagă și altfel decât era constrâns să o facă. În starea de relaxare ai refăcut apartenența originară și ai revenit la unitatea corp-spirit, la începutul ei simbiotic, crezând tot mai mult în autonomia eului tău. Nu este important să-ți amintești exact aceste vorbe, ce ai gândit sau reușit pe timpul acestei relaxări. Inconștientul tău își va aminti de fiecare dată la nevoie
într-o formă personală. Te vei întreba acum câtă realitate pot conține sau suporta aceste cuvinte. Desigur, tot atâta cât au și emoțiile cu care tu le-ai însoțit sau cât de mare este curajul tău de a le da un nou sens. Așa cum lumina zorilor apare într-un punct, în zona cea mai întunecată a nopții, tot așa vei începe. Acum, prima zi din restul vieții tale. Nu-ți rămâne decât să revii treptat la starea de la început, bucurându-te de o conștiință deplină a planurilor tale din cotidian. Nu înainte de a deschide ochii și a te orienta, surprins, plăcut de culorile vii ale încăperii și de gândul reușitei. Rămâi câteva minute în contemplarea acestei stări plăcute, conștient fiind de valoarea autosugestii și gândirii constructive în activarea mecanismelor autovindecării acum, mai târziu, întotdeauna.